Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan și cu ocazia acestei emisiuni vă mărturisesc că sunt un pic emoționat de calibrul personalității pe care o am ca invitat în această seară la emisiune. Cred că sunteți în asentimentul meu. Toți cetățenii României ați auzit de deosebitele realizări pe care le-a avut în domeniul medicinei și nu numai. Nu am și nu cred că pot exista cuvinte decât de laudă la adresa unui om care a operat până acum un stadion de fotbal, adică cel puțin 40.000 de oameni. Este cel mai mare neurochirurg pe care l-a avut vreodată România. Este laureat a numeroase premii, deci chiar dacă ar fi în acest moment să-i citesc CV-ul, cred că mi-ar lua cel puțin o oră. Este cetățean de onoare al orașului unde s-a născut, și anume în orașul Darabani, din județul Botoșani, în ziua de 1 iulie 1933. Este cetățean de onoare orașului Dorohoi, cetățean de onoare orașului Botoșani. De asemenea, este membru al Academiei Oamenilor Știință din România, era și normal, este academician, este profesor universitar, doctor, este senator în Parlamentul României. Și ca să nu mă mai plungesc în a-mi exprima cuvintele deosebite pe care le-am la adresa acestei eminente personalități a României, haideți să vi-l prezint. Este vorba de domnul doctor, academician, profesor universitar, doctor Leon Dănăilă. Bună seara, domnule doctor, la mulți ani. Pe 1 iulie a fost ziua dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne bucurăm încă cel puțin 20-30 de ani de marile reușite ale dumneavoastră în domeniul medicinei și nu numai. Cu atât mai mult vreau să vă spun că, întrebându-l, de ce la vârsta de 83 de ani domnul Leon Dănăilă a ales să cocheteze cu politica? A răspuns că este încă o modalitate de a putea să-și ajute semenii. Pentru că tot ce înseamnă viață economică, socială, trece prin prisma politicului, domnul Leon Dănăilă a considerat că, în calitate de membru al Parlamentului României, va putea să facă ceva pentru îmbunătățirea calității și prestigiului medicinei în România, în sensul că ar putea obține, știu eu, anumite privilegii legale, normal, pentru binele și pentru sănătatea românilor. De aceea, dânsul, și în acest moment, pe ușa unde efectuează fel de fel de observații medicale și primește pacienți și face consultații, are scris consultații gratuite, ceea ce nu am întâlnit până acum. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că domnul doctor Dănăilă este un medic care s-a dedicat numai salvării pacienților din România, bineînțeles și din alte state, pentru că a fost un an de zile la o specializare în Statele Unite ale Americii, a mai fost probabil și la alte specializări care dânsul ni le va prezenta dacă timpul ne va permite, dar în acest moment, la vârsta de 84 de ani, domnul doctor Leon Dănăilă este singurul medic care, pentru cele 54 de publicații, eu știu, și tratate în domeniul medicinei, în domeniul neurochirurgiei și nu numai, a fost în stare să-și vândă apartamentul pentru a scrie o nouă carte în domeniul revoluționării neurochirurgiei mondiale. Așa ceva nu cred că am întâlnit până acum. Domnul doctor Leon Dănăilă stă într-un apartament cu 3 camere, circulă cu autobuzul, circulă cu tramvaiul, circulă cu metroul. Este un om extraordinar de modest, este un om extrem de sociabil, răspunde întrebărilor oricărei persoane care îl abordează. Multă lume îl cunoaște pentru că a făcut foarte mult bine și pe această cale. Și eu îi mulțumesc în numele unui prieten foarte bun pe care l-am, Gheorghe Emil din Pitești, care vă datorează viața și care vă mulțumește pentru ce ați făcut pentru el, vă mulțumește că existați, vă dorește la mulți ani, viață lungă
și să contribuiți în continuare la bunul mers al medicinei române și mondiale. Înainte de a începe la discuția pe care o vom aborda în această seară, am intitulat titlul temei Medicină și politică. Bineînțeles, ne vom axa foarte mult pe medicină, pentru că eu zic că a sosit momentul ca cetățenii României să cunoască de la A la Z ce ați făcut dumneavoastră de la origini până în prezent pentru ca neurochirurgia și alte specialități ale medicinei unde dumneavoastră v-ați implicat să poată avea de câștigat în sensul că îmbunătățirea tehnicilor, metodelor de efectuare a operațiilor, a analizelor, să ducă la prelungirea vieții pacienților și, dacă putem spune, în cel mai bun caz, la salvarea acestora. Domnule doctor, domnule senator, domnule academician, domnule profesor universitar, nici nu știu cum să mă adresez dumneavoastră, pentru că o spun și o repet în numele postului de televiziune pe care îl reprezint. Nu cred că vreo personalitate mai evidentă în domeniul progresului medicinei, a patriotismului față de, eu știu, salvarea vieții cetățenilor, a fost vreodată prezentă în acest platou. De aceea vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și încă o dată vă transmit în numele meu al conducerii postului de televiziune la mulți ani, viață lungă. Mulțumesc. Și mulțumiri pentru tot ce ați făcut dumneavoastră pentru salvarea vieții oamenilor. Dar haideți să ne întoarcem puțin în timp. V-ați născut în anul 1933, 1 iulie, în Darabani, județul Botoșani. Da. Cum ați început dumneavoastră să, eu știu, să aveți o aplecare către medicină? Pentru că, iată, încet, încet, nici nu mai există semne de îndoială. Deci, în mod evident, sunteți cea mai mare personalitate a medicinei românești în momentul de față și probabil de o lungă perioadă de timp. Haideți să o luăm cu început. Vă rog. Da, eu, sigur, m-am născut la Darabani. Părinții mei sunt de condiții destul de modeste, astfel încât a trebuit ca singur mai mult să-mi iau hotărâri în privința carierii mele și a viitorului meu. Într-o bună zi, eu am iubit foarte mult oamenii, am iubit de mic pe cei din jur, copiii cu care veneam în contact, dar într-o zi am găsit un fascicol dintr-o carte de chirurgie aruncat la gunoi. L-am luat, l-am cusut, l-am șters și am citit în el, era o carte în care se descria operația de cezariană și de atunci mi-a intrat în cap, uite ce folositor pentru oameni este ca să faci medicină, să faci operații, să fii chirurg și să poți salva viețile oamenilor. Și mi-a intrat în cap de în momentul acela și am persistat în liceu, am citit foarte mult în domeniul medical, am citit din bibliotecă toate cărțile posibile care erau acolo, tratate destul de accentuate, destul de mari, scrise de Pasteur, de Babeș, de și alți mari învățați, dar am citit foarte mult anatomie, fiziologie, fiindcă fără așa ceva nu poți deveni un medic foarte bun. Am citit cărți care erau pentru școala sanitară, orice îmi cădea în mână din domeniul acesta medical sau conex cu sistemul medical de anatomie și fiziologie, am citit și am cumpărat și de la librării chiar cărți care le vedeam acolo că apăreau. Nu prea aveam bani, dar atunci mi-aduc aminte, fiind perioadă de secetă, seara ne dădea un sfert de pâine ca să o avem pe a doua zi și mâncam cu felul întâi, felul doi, din sfertul acela de pâine. Fiindcă nu aveam bani, părinții mei, eu am spus de la început, au fost de condiții destul de modeste, erau unii care se
consumau mai mult, încât îmi vindeam colțul acela de pâine și cu astfel puteam să-mi cumpăr cărți care erau în legătură cu medicina, cu anatomia, cu fiziologia corpului uman. Le citeam cu mare atenție. O parte din ele mai există și la Muzeul din Darabani, pe care l-am inițiat acolo și care îmi poartă numele. Astfel încât am devenit cunoscut oarecum printre elevi, că sunt cunoscător al domeniului pasionat, medical, da, sunt pasionat de medicină, încât când mergeam pe stradă, uneori de la alte licee strigau de pe la geam, doctorul, doctorul, în sfârșit. M-a amuzat, dar părea bine totuși pe de altă parte. Când am terminat liceul, a trebuit să luăm câte o adeverință de la secretariat în legătură cu facultatea pe care dorim să o urmăm. Eu, în timpul liceului, drept să spun, la științe naturale și la anatomie aveam note de 10, dar la matematică eram așa... Era într-un an, era cât pe cât să rămân corijent, o neglijam, spuneam că matematica ce importanță are pentru om dacă rezolvi niște ecuații sau dacă faci niște calcule. În capul meu era numai medicina, pasiunea aceasta pentru anatomie și fiziologie. Sigur că matematica are un rol și ea foarte important, mi-am dat seama ulterior, și îmi dau seama și acum, a adus beneficii mari, pe de altă parte, medicinii, dar și celorlalte științe. Astfel încât, când m-am dus la secretariat, secretarul m-a întrebat, tu unde vrei să te duci? Eu am spus, la medicină. Mie să-mi dați o adeverință, că vreau să mă duc acolo. Și tu la medicină, uite, am dat adeverință la toți premianții de anul tău, care sunt foarte buni la toate, au medii de 10 și tu ai numai la științele naturii, în rest ai note la istorie mai 7-8, la geografie la fel, la matematică 5. Cum o să te duci cu mediile astea acolo să dai la medicină? Tu nu o să reușești. Zic, doamne, vă rog eu foarte mult, dați-mi adeverință, eu acolo vreau să mă duc și în sfârșit. Mi-a dat până la urmă adeverință, m-am dus la examen, părinții mi-au dat 100 de lei să am de drum dus și întors, 100 de lei era destul de puțin, unde am ajuns în Iași, nu cunoșteam, m-am dus, am găsit în sfârșit un cămin acolo unde trebuia, unde am stat, și la cantină unde luam masa, mai mâncam în sfârșit pe la piață, cumpăram, erau merii care costau 1,50 lei, erau merii care costau 1 leu și erau unele mai dărăpănate, așa costau 80 de bani. Eu de alea luam de 80 de bani, fiindcă nu aveam bani. Mâncam, mi-era și mie poftă, eram tânăr și în sfârșit aveam nevoie. Uneori mă mai duceam și la gară, mai făceam, la încărcat vagoane noaptea, dar mai puțin, dar am fost și acolo, mai făceam bani și cât am stat acolo, am dat examen și în sfârșit am plecat acasă. Am plecat acasă, părinții m-au așteptat și m-au întrebat, ei, ai reușit? Zic, păi nu știu, aștept și eu răspuns, nu știu. Și peste vreo lună de zile, telefoane nu erau la vremea respectivă, așa încât peste vreo aproximativ o lună de zile am primit o carte poștală de la un coleg care spunea așa, din toți colegii noștri care au dat la medicină, numai tu singur ai reușit, toți cei care cu media 10, toți au picat. Da. Părinții mei au început să plângă, dar nu de bucurie că am reușit. Au plâns de supărare că o să-i las, o să mă duc la facultate și ei nu o să aibă mână de lucru, da, exact, pentru pământul care îl aveau de lucrat acolo. Și mi-au oferit, mi-a dat 150 de lei să nu mă duc la facultate, să rămân cu ei, să nu plec de lângă ei, să-i las așa. Eu, având personalitatea mea și decizia mea să fac medicină, am refuzat banii respectivi și oricum m-am dus la facultate. La facultate am reușit să
Învăț foarte bine, dar în primul trimestru aveam venise iarna, aveam niște ghete cam scâlciate, talpa era roasă, intra zăpada prin pantofi. Când mă duceam și mă descălțam acolo în dormitor, toți fugeau de lângă mine, că erau cam mirosea. Aveam o pereche de ciorapi, numai îi puneam la sobă să uscau. A doua zi iar mă încălțam cu ei, n-aveam ciorap de schimb, iar la cămașă mi se rupsese gulerul și cămașa se mai rupsese și prin spate, nu știu ce, dar cum am găsit un croitor vis-a-vis de facultate care punea gulere. Mă mai duceam și eu așa, ieșeam prin oraș și zic, domnule, pune-mi și mie un guler la cămașă, chiar dacă e ruptă, în rest n-are importanță. Și mi-a pus un guler și arăta foarte bine, aveam cravată cu guler, dacă era frumos, haina, nu se vedea în rest că era ruptă. Da? În sfârșit, mi părea foarte bine și toți îmi spuneau, a, uite ce cămașă bună ai. Dar nu se... 6 ani se făceau și atunci, nu la medicină, 6 ani? 6 ani. 6 ani, da. Asta în primul trimestru am dus-o foarte greu. După primul trimestru, având note mari 9 și 10, am primit bursă. Și luam câte 150 de lei bursă în fiecare lună, astfel încât am rămas independent față de părinți, că nu aveau nici ei să-mi trimită și am putut să mă rezolv problemele așa, minor, dar totuși cele necesare le puteam rezolva la facultate destul de bine. Am terminat facultatea la Iași, la Facultatea de Medicină, iar după ce am terminat această facultate, era obligatoriu să faci 3 ani la țară. M-am dus la Comănești, în Moinești, județul Bacău, unde am făcut aia 3 ani. Nu mi-a plăcut acolo. Era vorba de medicină generală, nu? Medicină... Deci nu era legată de o anumită specializare atunci. Nu. Medicină generală. Ca să le spunem telespectatorilor și cum ați ajuns pe, în domeniul chirurgiei, reținem foarte clar că v-a atras o carte de chirurgie. Okay. Dar să vedem... M-am dus acolo la țară și ori cu cine mă întâlneam cu preotul, hai să bem ceva, mă întâlneam cu polițaiul, hai să bem ceva. Și eu am zis, domnule, dacă eu rămân aici, mă degradez, nu se poate, trebuie să plec. Și învățam tot timpul pentru examenul ăsta de rezidențiat după 3 ani de zile, care aveam dreptul să-l dau. Am învățat foarte mult. Când veneau aia în control, eu n-aveam pusă la punct registrele de decese, de vaccinări, de... Îl rugasem pe asistentul meu să scrie el acolo. Când veneau aia în control, își puneau mâinile în cap. Mă amendau, tot timpul m-au amendat, dar eu îmi vedeam de cartea mea, în sfârșit. Și am învățat foarte mult. Și soția mea mă întreabă la un moment dat că se apropia data examenului. V-ați căsătorit în Comănești? Da, deci după 1960, ce ați terminat medicina, am înțeles. Iar era farmacistă, venise și ea tot în stagiul ăsta și ne-am căsătorit acolo. Și în sfârșit mă întreabă, tu unde vrei la și iar? Și încă un amănunt să le spunem telespectatorilor. Domnul doctor Leon Dănăilă a fost căsătorit o singură dată, ceea ce și încă o dată vă transmit condoleanțe pentru că soția dânsului nu mai există, Dumnezeu să o ierte, însă toată această perioadă a fost fidel unei singure femei. Felicitări încă o dată și toate cele bune. Mergem mai departe. Și i-am spus că vreau să dau la București. I-a făcut să facultatea la București. I-a părut bine. A zis, te ajut eu, că știu unde trebuie să mergi, unde... Nu? Și am mers cu dânsa, am dat la Spitalul Caritas, țin minte că am dat teză, am dat oral, am luat 20 la teză, chiar au note până la 20. Am luat 20 la teză, 20 la oral, dar era și media politică. Asta se adunau și se făcea o medie și media respectivă se aduna cu media politică pe care mi-a dat-o de la Bacău. La Bacău am plecat de acolo cu o medie de 15, că a zis, tu care nu ai registre, ai atâtea reclamații, ai atâtea amenzi luate, nu mi-a dat decât 15. Da, totuși am reușit să intru la neurochirurgie, am plecat la neurochirurgie în București, unde era profesorul Arsenie. În sfârșit m-a dat acolo la început la cea mai așa
cea mai grea, nu grea așa, dar mai deteriorată secție din neurochirurgie, unde erau ăștia cu fracturi de coloană vertebrală și care făceau pe ei, era un miros respingător și, în sfârșit, un mediu foarte greu de suportat. Dar, în sfârșit, am stat un an, am stat doi, profesorul Arseni venea, făcea o singură dată vizita la această secție. El avea secția de tumori cerebrale, o secție mai elevată, mai bine dotată și, în sfârșit, după 2 ani de zile s-a internat un bolnav foarte ciudat. El a avut un mic traumatism, căzuse dintr-o căruță și îl durea coloana și avea niște pareze. Eu l-am examinat foarte bine, m-am dus la bibliotecă, am citit toată simptomatologia și mie mi s-a părut, doamne, nu se calchează cu o simptomatologie de traumatism de asta vertebro-medular. El are niște simptome și mai mari, avea și o pareză de oculomotor și o pareză facială care nu au legătură cu coloana vertebrală. Fiindcă traumatismele acestea cervicale sunt foarte grave și, în sfârșit, duc la deces, cel puțin la vremea respectivă, erau aproape de netratat, fiindcă au tulburări mari, respiratorii bolnave și, da. Și când a venit profesorul la vizită, eu studiasem bolnavul foarte bine, la bibliotecă, cu simptome, tot, am început să-i prezint, zic, bolnavul respectiv are cutare, a căzut dintr-o căruță, dar simptomatologia nu-i de traumatism vertebromedular, este o simptomatologie care este mai sus situată, de trunchi cerebral, care prezintă și următoarele simptome. I-am deschis foarte bine, profesorul a luat un scaun, hai povestește, s-a așezat acolo la patul bolnavului, pentru prima dată l-am văzut și i-am povestit toată simptomatologia. Și ce crezi că are până la urmă? M-a întrebat el. Zic, domn profesor, eu cred că are o tumoră de trunchi cerebral. Ei, ce spui? Îl pune mâine la operație și vedem dacă ai dreptate. Și a doua zi l-a pus la operație, l-a deschis, avea tumorul de trunchi cerebral, cum am spus eu. Și înainte de a pleca din sala de operație, a spus, de mâine vii și lucrezi la mine. Și de atunci am lucrat numai cu profesorul Arseni la secția mai elevată de tumori, în sfârșit, unde se dusese numai cei care se duceau cu diferite, în sfârșit, atenții și, în sfârșit, erau mai bine păsuți. Adică pe dumneavoastră va primi numai pe bază de competență profesională. Numai pe bază de competență, da, atât am reușit. Da, în acești doi și ani. Și la facultate reușit și aici, da, la fel, da. Și am stat acolo, am văzut, totuși, cum se examinează bolnavii acestea cu tumori cerebrale și cu hematoame, cu hemoragii cerebrale, mie mi s-a părut ceva foarte ciudat, fiindcă simptomatologia nu era, de către colaborator, nu era descrisă în totalitate. Că în afară de pareze sau în afară de tulburări de vorbire, simptome din acestea majore pe care le are un bolnav cu tumoră cerebrală sau cu absces sau, în sfârșit, că cu hemoragie, bolnavii respectiv trebuie să mai aibă, eu știam puțină psihologie din liceu, tulburări de atenție, tulburări de memorie, tulburări de comportament, tulburări de a prevedea viitorul, tulburări, multe simptome care toți le negau, nu le treceau nimeni. Și atunci am zis, eu trebuie să fac și facultatea de psihologie. Și atunci, după 2 ani de zile, m-am dus la profesor și am spus, domnule, eu vreau să mă înscriu și la facultatea de psihologie, că e bolnavi, ăștia nu sunt examinați bine, noi trebuie să avem grijă de ei. Psihologic sau psihiatric? Avizul? Psihologic sau psihiatric? Cum v-ați gândit? Bine, psihologie, că psihiatrie e o ramură a medicinei. Numai că trebuie să luăm o mică pauză și revenim după câteva minute. Mulțumim! Am revenit în studio, stimați telespectatori, o discuție care pot să spun că rămâne istorie. Pentru că
domnul academician Leon Dănăilă, recunoaștem cu toții, a făcut dintr-un patriotism, nu putem să-i spunem exagerat, dintr-un patriotism normal față de cetățeni, față de pacienți, față de propria sa imagine și poziție pe care a avut-o și veți vedea mai departe cum s-a derulat întreaga activitate profesională a domnului doctor dintr-un anumit moment, cred că nu trebuie decât să ne aplecăm în fața a ceea ce a făcut dânsul pentru pacienți, pentru sănătatea lor, pentru că o simplă, nu a cerut niciodată la nimeni nimic, un simplu mulțumesc după ce a operat pe cineva și acel pacient a fost dornic ca din suflet să-i spună decât mulțumesc domnul doctor, fără să aibă niciun fel de pretenție de la nimeni, aceasta rămân în imaginea oricui. Nici nu pot să am cuvinte să-mi imaginez ce înseamnă un pacient care este pe sigur că mai este sau nu mai este viu după o operație, mai ales după astfel de operație sau astfel de operații foarte grele la nivelul creierului uman și apoi să se uite în ochii academicianului Leon Dănăilă și să îi mulțumească din suflet. Deci din suflet, repet, fără să fie o mulțumire care să fie generată și de anumite contribuții materiale la adresa doctorului care operează. Să mulțumească pentru aceste mâini și pentru această minte strălucită, această minte, nici nu știu cum să mă exprim, o minte luminată, dacă pot spune, a domnului doctor Leon Dănăilă. Rămăsesem, domnule doctor, la momentul în care dumneavoastră v-ați decis să vă înscrieți și la Facultatea de Psihologie, pentru că ați observat că între neurochirurgie și psihologie există multe similitudini și cunoscând și psihologia umană, probabil, sau știu tot ce înseamnă psihologia, va fi fost mai ușor să puteți pune un diagnostic legat de o boală sau o anumită, eu știu, activitate a unei persoane pe care dumneavoastră o tratați în acel moment. Vă rog. Așa că în anul 1968 am început Facultatea de Psihologie și în 72 am terminat-o. Am făcut o teză de sfârșit de facultate în care am descris un sindrom de logoreie și hiperchinezie în cartea respectivă, fiindcă eu am observat că la nivelul trunchiului cerebral Moruzzi și Magund descrisese sistemul reticulat activator ascendent. Dar eu am spus că, domnule, creierul ăsta are și sistem inhibitor. Nu se poate să ai numai un sistem activator. Eu când dorm sau când te odihnești, intervine și un sistem inhibitor. Astfel încât în cartea respectivă, pe care în lucrarea de diplomă pe care am terminat-o, am descris acest sindrom de logoreie și hiperchinezie și am spus că trebuie să existe neapărat un sistem reticulat activator inhibitor în afară de cel activator. Și am adus acolo niște argumente pentru tumori cerebrale care comprimau trunchiul cerebral dintr-un anumit unghi și după care când ai o compresiune, ca și când dormi pe mână, îți amorțește, activitatea nervoasă scade. Dar, din potrivă, la bolnavii respectivi, cu tumorile respective care comprimau trunchiul cerebral, activitatea era hiperactivitate. Ei aveau insomnie, umblau toată ziua prin saloane, vorbeau foarte mult, aveau o hiperactivitate. Și eu am spus, nu se poate, trebuie să existe un sistem inhibitor care tumora respectivă îl comprimă și atunci rămâne numai sistemul activator în funcție. Și am scris sindromul respectiv, care ulterior l-am prezentat sub forma unei lucrări și profesorului Arseni. Eu vreau ca această lucrare, eu mi-am dat seama că este totuși o idee foarte importantă, să o publicăm în străinătate. M-am dus cu ea la profesorul Arseni cu argumente, tot tumori, poză, tot în regulă cu lucrarea respectivă. I-am lăsat-o, a spus, lasă-mi lucrarea o zi, două, mă uit prin ea, s-a uitat. Și că da, e bună, hai, o trimitem în străinătate. Și
Dar eu mă interesa autorii. Zic, dar cum punem autorii, domn profesor? Păi el mi-a zis, păi cum vrei tu, sau după alfabet sau după importanță. Așa că el era conferențier, eu devea un rezident, după alfabet el era Arsenie, iar eu era cu D. Așa că tot. Da, tot înainte. Și am trimis-o în străinătate, aia mi-au trimis-o înapoi, a spus că e prea lungă, să o mai scurtăm puțin. Și pe urmă a apărut în revista europeană de neurologie. A apărut lucrarea și Arsenie o pusese pe masă, unde veneau vizitatorii și când veneau, avea scaun, lucrare, vreo 3 exemplare, ca să vadă lucrarea, să lăuda cu ea. Era într-adevăr o noutate. Dar el a avut vreo contribuție la această lucrare? Niciuna. Da, era șef. Da, am înțeles, am înțeles. Da, era un nume, da, era un nume care totuși dădea o altă... Și în sfârșit a apărut lucrarea, mie mi-a apărut foarte bine și în sfârșit, da, eu eram al doilea, în sfârșit, mulți colegi de-ai mei care știți cu invidia, cum stau... Exact, asta vreau să vă întreb. Păi Arsenie a descris sindromul, nu eu, dar eu fac o digresiune. Din 2007 până în 2011 am participat la 3 forme de cercetare, 3 programe de cercetare europene. M-am înscris, nu m-am înscris, ei m-au cooptat și avem la fiecare din acestea cu neuromat, neuromatematica, consciousness, conștiința și activitate neuropsihologică. Și la aceste, fiecare din acestea, ei aveau șef și puneau 2 ședințe pe an, în diferite orașe, independent unii de alții, astfel încât am putut să vin în contact cu cei mai mari cercetători din lume și ei vă căutau pe dumneavoastră, ei ne plăteau, ei ne plăteau tot. Și drum, și tramvai, și taxe, dacă mergeam, duceam acolo, ne plătea tot. Așa încât am învățat foarte mult la aceste congrese și am ținut și eu o prelegere acolo, că nu numai să ascult, să te duci acolo, sigur. Despre conștiință. Ținând această prelegere despre conștiință, în sfârșit, eu au fost atenți, sigur, dar au comentat erau prea mult. Erau atenți de ce? Erau... Dumneavoastră ați îmbinat teoria cu practica. Ei erau numai teoreticieni. Dumneavoastră vorbeați ca practician care cunoșteați exact aceste simptome și reacțiile pacienților. Și facultatea de psihologie, știam ce aia conștiință și nu știu... Și ne întoarce puțin la părinții dumneavoastră. Cum reacționau ei când vedeau o creștere ascendentă pe scară profesională a lui Leon Denăilă în acea perioadă? Ei care la un moment dat vă sfătuiseră să nu mergeți la facultatea de medicină și să participați la muncile câmpului. Erau mândri de dumneavoastră? Nu știu. Vă duceați des la... Să lăudau ei, poate că... Dar nu știu, n-au avut o reacție, totuși. Dacă au conștientizat ei munca mea, că eu nu le-am povestit toate astea care le spun acum și nu-și dădeau seama. Dar o să vă spun în continuare și o să vă dați seama. Și mai ales să spuneți despre invidia colegilor, că ați vorbit despre asta. Sunt convins că colegii din facultate... Sindromul de logorei și hiperchinezii descris de profesorul Arsenie. Așa apare în toate biografiile, în toate cărțile biografice, a descris în sfârșit. Dar eu am... După ce am terminat aceste 3 programe de cercetare, am primit de la un neurochirurg invitația de a scrie un capitol despre conștiință într-o carte. Un neurochirurg din Boston. Eu nu-l cunosc. El probabil de la programele alea m-o fi cunoscând și a văzut că... Sau de la vreo conferință v-a citat cineva. Da, eu la programele alea posibil. Despre conștiință v-am spus, am vorbit și da, dar n-am dat atenție și nici n-am... Da. Și mi-a cerut un capitol la o carte și am scris capitolul respectiv și mi l-a adus. Am cartea așa, acum a apărut tot, în sfârșit, totuși să-ți ceară un capitol așa, un american, e totuși o laudă, adică fără să-l rogi, că mulți plătesc, să duc cu bani, cu, în sfârșit, relații și așa reușesc să-și publice ceva în străinătate. Da. Și publicând acolo,
am scris și despre acest sindrom de logoreie și hiperchinezie, dar acolo am adăugat că eu l-am descris prima dată în lucrarea mea de diplomă de absolvire la Facultatea de Psihologie. Cum e și adevărat? Da. Așa că eu mi-am păstrat totuși prioritatea în această. Chiar dacă colegii, ei poate că nici nu știu, dar știu unii, le-am mai spus la unii, așa că da, mi-am păzit, da. Dar în continuare cu neurochirurgia, să vă spun, am văzut tehnica operatorie și felul cum se opera la noi la neurochirurgie și drept să spun, mie nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut fiindcă profesorul băga degetul în creier, scotea tumora, făcea o hemoragie mare și majoritatea bolnavilor rămâneau paralizați, unii mureau în sfârșit și eu am spus, nu, eu niciodată nu o să operez așa, nu se poate, trebuie să... Să găsiți ceva care da, să ai un simț, creierul ăsta este o substanță nobilă și nu poți să te porți atât de brutal cu el și să faci astfel de gesturi. Și citeam, veneau câteva reviste, majoritatea erau rusești, dar veneau câteva reviste americane la bibliotecă și citeam acolo, mortalitatea la noi era de 51%, iar la ei era 4%. Zic, domnule, cum trebuie să operăm noi de au ei așa 4% mortalitate? Zic, trebuie să fac ceva ca să plec și eu în străinătate, să văd ce fac, cum operează, că e diferență enormă, sigur. E diferență enormă. Ba, am făcut eu niște cereri, nu știu ce, nu eram membru de partid și a zis, da, deci nu discutau cu mine nimic. Până la urmă, un coleg de-a meu era secretar de partid, un radiolog. Eram prieten cu el. Zic, bă, Naie, fă-mă și pe mine membru de partid, te rog eu foarte mult. Bă, uite, o să mă gândesc, dar tu trebuie să aduci niște de la Daraban, de la tine, niște... caracterizări. Da, niște da. Referate de acolo și dăm niște nume. Și i-am dat... Nu i-am dat, a scris el la primărie sau nu știu unde acolo. Și a primit un referat și mă cheamă la mine. Zică, băi, am primit un referat de la tine, de la Darabani. Zică, nu numai că nu te fac membru de partid, dar te arestează ce au scris aia acolo. Cât ai, cât au fost legionar, că nu știu ce, că a luptat împotriva sovieticilor, au luptat nu știu ce. Zic, băi, n-ai, ce facem? Zic, rupi-l și-ți dau eu un profesor care-s prieten cu mine. Așa a făcut, n-am mai, nu l-a dat la nimeni, l-a citit numai el. Și așa am ajuns să fiu, pe scurt, membru de partid, m-a făcut membru de partid. După am început să fac demersuri, să mă duc și eu undeva în străinătate și am cerut să plec în America, că acolo îi leagă de neurochirurgie. Exact. Zic, vreau să plec și eu cu o bursă. N-am sprijin, n-am avut pe nimeni, eu... Tot singur am luptat și, în sfârșit, m-am dus, aveam și eu, eram foarte bun operator. Profesorul Arsenie, am operat odată o bolnavă, care când eram la secția de patologie vertebromedulară și m-am dus în secția lui la noi să repara. Și sororul de alea, când a văzut șeful de secție, și eu nu mă duc acolo, du-te tu și operează. Și eu m-am dus acolo, alea își dădeau coate, vine și ăsta, eu eram, nu m-au văzut alea, începător. Dar eu am pus bisturiu, pac, am operat și până la urmă au rămas stupefiate ce frumos am făcut o operație. I-a spus lui Arsenie, domnule, am făcut o operație, este om. Și pe urmă când am venit la el în secție, am un bolnav, era operat, profesorul Arsenie pleca și că fă tu hemostază, era un medic primar. Eu nu intrasem în operația respectivă. Medicul primar tot se căcăia, nu putea face hemostază, profesorul iar venea, iar pleca, iar venea, ai făcut, încă nu, domn profesor, nu știu ce, nu... Mă cheamă pe mine, și că du-te tu și fă hemostază. Eu erau, ăla era medic primar, mi-era și jenă. Spală-te dacă eu spun și du-te tu. Eu m-am dus acolo repede, aveam văzut și acum foarte bun, am făcut hemostaza și ai terminat, da, domn profesor, gata. Și mă știa și ca un operator, da, aveam la vremea respectivă. Și în sfârșit am căpătat avize și de la profesor trebuia să am aviz și de la tot ca să plec. Și am plecat cu bursă în America,
La vremea respectivă, să pleci în Statele Unite, pe vremea în 80, era ce mai, erau restricții, exact. Era un eveniment. Să poți și să o bursă Fulbright. O bursă. Un an, la Washington. Un an sau mai mult? Un an de zile, nu? Da, un an de zile. M-am dus la Washington, mi-a dat acolo niște bani, vreo mii și ceva de dolari. Eu când m-am văzut cu atâția bani, zic, n-am văzut în viața mea, nu-l să am. Și te duci la New York și luni dimineață să fii prezent în hall-ul facultății pe First Avenue la universitate. Ies de acolo, unde dracu, mă duc... În sfârșit. Cunoșteați limba engleză atunci? Da, cunoșteați. Da. Bun. Apropo de limba engleză, m-am dus, făceam și lecții așa particulare, plăteam, dar m-am dus și la universitate, era un curs rapid. Era domnul Bogato, rector, și m-am dus la el, zic, domnule, vreau să fac și eu, uite, o să plec în America și vreau să fac. Și că noi nu primim decât de la securitate și la asta, dacă nu ai aviz, nu putem te primi. Și domnule, te rog, nu știu, mai fusesem cu cineva și îl roagă și ăla. Și bine, uite, facem ceva. Plătești, dai 2500, atât costă cursul, dar nu-ți dăm nicio diplomă. Nu figurezi că ești participant la acest curs. Sigur. Și am făcut și cursuri rapizi acolo și în sfârșit i-am și depășit pe aia care erau înainte. Și a venit și ăsta acum, nu știu ce. Și că, oricum, știam engleza foarte bine, dar... Și am plecat de la Washington, am luat metrou, când se ies, nu-mi dă voie bara, pac, a căzut. Unul îl chemă, domne, nu știu. Acolo trebuie să plătești câte stații mergi de la început și când cobori. Dar eu de unde să știu câte stații am până la aeroport? Și uite, scrie acolo, mai de plătit $1 și nu știu cât, da. Plătesc, pun acolo și în sfârșit mi-a dat drumul, m-am dus la New York, știam în sfârșit hotelul era rezervat unde trebuia să mă duc, plăteam $700 pe lună și m-am dus la hotelul respectiv. După ce m-am dat jos din avion, taxi, făceam de mână, nu oprea niciunul, zic, nu știu dacă o să întâmple. La distanță două secunde, am văzut... vă întrerup puțin, vă fac și o surpriză. Bună seara, domnul Florin. Nu vorbesc mai mult pentru că vreau să-i facem o surpriză domnului doctor. Bună seara încă o dată. Vă pup pe suflet. Mulțumim. Și îl pup pe suflet pe marele român, pe marele savant, pe marele salvator de vieți, chirurgul pe creier, care e nu de valoare europeană, ci de valoare mondială, pe Leon Dănăilă, fără nicio exagerare a cuvintelor, domnul profesor academician Leon Dănăilă, făcând parte din lada de zestre, din bogăția neamului românesc. Eu vreau să spun că tratatele de neurochirurgie scrise de genialul profesor Leon Dănăilă au circulație și sunt manual de studiu pentru medicii și studenții din Europa și din lume. Leon Dănăilă, cu figura lui de Einstein, cu părul acela impozant, alb și răzvrătit mereu părul de gânduri și de idei științifice, pentru că profesorul Dănăilă a operat vreo 40.000 de cazuri grave de anevrizme, acele umflături care se sparg pe vasele din creier și de alte afecțiuni, tumori și lucruri grave pe creier. 40.000. Știți ce înseamnă? A operat și a reîntors de pe granița morții marele profesor Dănăilă 40.000, adică stadionul
Arena Națională plin. E venit dintr-o familie de țărani modești și muncitori și iubitori de neamul românesc și de pământul românesc, de undeva din Bucovina, iar marele savant, marele chirurg Leon Dănăilă se ducea în timpul studenției și rezidențiatului să-l viziteze pe tăticul lui și mergea alături de tatăl lui, săran, brab și patriot în Bucovina și lucra pământul, intrându-i zăpadă prin ghetele sparte de fiu de săran sărac, urcat apoi pe culmile gloriei. Am făcut emisiuni și interviuri extraordinare cu marele savant Leon Dănăilă. Ieșea din sala de operație cu șorțul de chirurg, cu urme ale operațiilor, cu pete de sânge și cu pete de țesuturi extirpate și îmi amintesc cum a reușit să o salveze de anevriz, adică de acea umflătură în peretele unui vas din creier care se sparge și omul are hemoragie cerebrală. Ei bine, Leon Dănăilă, între zecile de mii de oameni salvați, a salvat-o chiar pe anestezista dânsului, care a avut o criză din aceasta de anebriz lângă dânsul, a pus-o pe masa de operație și pe urmă îmi explica cu modestia și bonomia dânsului, zice, i-am pus niște agrafe pe vasul cu pricina, am oprit alimentarea cu sângea vasului periculos și pe urmă a revenit în meseria de medic anestezist, doctorița care era mână dreaptă. Să ne-l țină Dumnezeu în viață, în putere și în pildă pe marele savant și român patriot Leon Dănăilă, coborât spre genialitate și spre sala de salvare de vieți de undeva, dintr-un sat binecuvântat al Bucovinei. Mulțumim mult, stați, auzim și replica domnului doctor, vă rog. Domnul Florin Condurățeanu așteaptă replica dumneavoastră. Da, domnul Florin, dumneavoastră, sunteți cel mai iubit om pe care l-am cunoscut și cu dumneavoastră am început emisiunile pe la televiziune, fiindcă dumneavoastră mă cunoșteați destul de bine, astfel încât vă mulțumesc și acum pentru frumoasele cuvinte și rezumatul, da, aproape al întregii activități. Rezultatele la fel de bune pe care le-ați remarcat dumneavoastră și le-am spus și eu. Vă mulțumesc din suflet. Domnul profesor, ce am spus eu e adevărul. Lada de zestre cu lucruri de prețiozitate și zbor înalt îl conține pe Leon Dănăilă la loc de cinste. Vă pup pe suflet. Mulțumim domnului Florin Condurățeanu, bună seara, multă sănătate și dumneavoastră și mulțumim încă o dată pentru cuvintele frumoase adresate domnului doctor și sincere totodată. Mulțumim. Mulțumim, seara frumoasă. Continuăm, cred că v-am făcut o surpriză plăcută. Am dus sfârșit la New York, rămăsese, am văzut cu un negru, trebuia să te adresezi lui, el oprea taxi, îi dădeai un dolar, oprea taxi și taxi numai de la el te lua. Așa încât, până m-am lămurit, da. M-am dus a doua zi, în sfârșit, luni, m-am dus la universitate, la ora respectivă, sigur că m-am dus mai devreme ca să fiu acolo și bursa mi-a spus ăla, da, știi că bursa e, toate bursele care vin la noi sunt bursă pe cercetare. Și m-a dus într-o sală unde era o pisică, excita mădova spinării, ridica coada. Eu am stat, m-am uitat,
Și i-am spus, domnule, eu am venit aici să învăț neurochirurgie, să, eu am oameni de salvat când mă duc în țară înapoi. Ați vrut și... să scădeți mortalitatea românilor, da, care da, de la 51% eu față de 4%. Eu trebuie da? Să învăț. S-a supărat pe mine că bursa e așa, pe, e pe cercetare, nu e... Da. Am insistat și până la urmă a zis, bine, te duci o lună de zile la neurochirurgie și după aia revii. M-am dus o lună de zile la neurochirurgie, era un profesor, Ransohov, un profesor foarte bun, erudit, cel mai mare neurochirurg și în sfârșit m-a primit foarte bine acolo. Am stat o lună de zile, după o lună de zile am spus, profesor, mai lăsați-mă o lună. Am mai lăsat o lună. După o lună, zic, mai lăsați-mă o lună. Și eu i-am spus, lăsați-mă până la sfârșit. Am lăsat până la sfârșit. Și așa am reușit să fac neurochirurgie, fiindcă toate bursele sunt pe cercetare. Ei n-au interes să răspândească, sau în sfârșit știu eu, că rațiunea, nu știu, da. Așa am reușit să învăț ce am văzut. Se opera cu microscopul operator, nu cu degetul. Vă dau pentru un moment de publicitate, revenim imediat cu continuarea poveștii din poveștii realității din America. Mulțumesc, domnule doctor. Am revenit în studio, stimați telespectatori, pentru ultima parte a emisiunii, din păcate, în care îl avem în această seară ca invitat pe academician, profesor universitar, dr. Leon Dănăilă, savant de renume mondial în domeniul medicinii, așa cum spunea și domnul Florin Cândorățeanu, care îl cunoaște foarte bine. Și haideți să mergem mai departe cu ceea ce s-a întâmplat în America și cum a fost apoi parcursul spre țară și mai ales ce s-a întâmplat aici. Da, deci am insistat și acum mă gândesc cum am avut eu curajul să combat pe profesorii de acolo de la cercetare și să fac neurochirurgie. Dar eu pentru asta m-am dus, eu asta vroiam să învăț, adică era ceva, o chemare pentru mine. Tot am făcut, pornit de la mine, știi, de facultate și ca medic, și nimeni nu m-a îndrumat. Până în acest moment, tot... ce scuze, tot ce vă propuseseți dumneavoastră să face se împlinea? Ați avut noroc, ați avut credință, ați avut ce competență, până la urmă, tot ce v-ați propus, ați avut totuși tendința și credința că veți reuși să face și România să scadă mortalitatea la acest nivel? Este, vă rog. Este mare lucru. Am venit în țară, am stat la neurochirurgie, am învățat numai neurochirurgie, dar ce am văzut acolo, mortalitatea era de 4%, fiindcă utilizau microscopul operator. Și cu microscop, milimetru cu milimetru, nu cu degetul, când te duci așa și scoți o tumoră și rămân acolo, fiecare văsulezi tot ceva. E o tehnică foarte migăloasă și să te uiți prin microscop și să operezi și manualitate trebuie să ai, trebuie să te pricepi foarte bine. Și în sfârșit am venit în țară, m-am prezentat la profesor, profesorul când m-a văzut mi-a zis, eu m-am jurat, eu te-am trimis acolo ca să rămâi acolo, nu să vină. Ați avut propuneri să rămâneți acolo atunci? Sau vreodată? Da, am avut. Da, discutăm după ce explicați în ce spune. Ce ați făcut? Da, am avut propuneri. Scăderea. Am avut, sigur că da, da. Dar n-am vrut să rămân. Eu le-am spus, eu au spus, hai, simulăm un accident de mașină când te ducem la aeroport, că nu știu, în sfârșit, multe modalități mi-au propus și am spus, lasă că mai vin o dată, când vin a doua oară, rămân sigur. Da, eu m-am dus în țară cu gândul să ajut oamenii de la noi din țară. Eu provin dintr-o familie modestă și pe oameni modești am vrut să-i ajut pe toată lumea, nu numai pe oameni modești. Eu am patru principii în viață. Eu iubesc la fel pe cei bogați, pe cei săraci, pe cei mari și pe cei mici, pe cei buni și pe cei răi, pe prieteni și pe dușmani. În politică nu este așa. Nu poți să iubești și pe prieteni și pe dușmani și pe cei buni și pe cei răi, dar în medicină trebuie pe toți să iubești la fel, trebuie să iubești toată lumea. Știți de ce vă dau un răspuns și ce scuze că vă întrerup? Atunci când a fost moțiunea de cenzură, da,
o cunoștință de-a mea, deputat, care era prieten cu Sorin Grindeanu, îl întreb, ai votat contra? Zic, parcă erați prieteni. Și îmi spune, în politică nu există prietenii. Așa mi-a spus el. Deci principiile mele nu sunt valabile, m-am convins eu în politică. Sunt numai în medicină, fiindcă eu am operat de la prim-ministri, președinți de stat, în sfârșit am consultat ministri din mass media, majoritatea, am operat boschetari și am operat și criminali, cu aceeași corectitudine. Criminali aduși de la Jilava, de la închisoare. Cu aceeași corectitudine i-am operat pe toți și toți au mers bine. Când ați reușit să scădeți mortalitatea de la 51% la nivelul Americii de 4%, 5%, conducătorul statului Nicolae Ceaușescu a aflat, bănuiesc, de ce ați realizat dumneavoastră. Care a fost relația dumneavoastră cu familia Ceaușescu? N-am avut relații așa, dar ei știau de mine foarte bine și când a fost să-l operăm pe primul ministru al Coreei de Nord, în sfârșit, m-a pus în echipă, am fost acolo, eu cu profesorul și... Cu domnul Asenia. Da. În Coreea de Nord. Și a mers foarte bine, încât eu aveam niște antecedente, adică în 74 l-am operat. Și când m-am dus eu în 80, în America, da? El știa că eu sunt foarte, foarte bun operator și toți știau. Și când m-am întors înapoi, toți veneau la profesorul Arsenie și îi spunea, domnule, luați-l și pe Dănail în operație, luați-l, venea unul, altul, 10, și că las că scap eu de el. Toți mă întreabă, domnule, de ce nu ești în clădirea aia, că acolo lucrat Arsenie și că clădirea aia e cu 10 etaje. Dar Arsenie spunea la surori, las că scap eu de el. Avea urul pe mine. Interveniți o invidie pe ascensiunea dumneavoastră? Da. Dacă m-am jurat când a venit, a spus, eu te-am trimis acolo ca să rămâi acolo, nu să te întorci înapoi. Eu vrea să rămână el unicul cel mai bun în acest domeniu. Dumneavoastră deja vă întreceați profesor. Da. Și veneau toți, îl rugau să mă ia pe mine și scap de el. Le spunea surorile, eu eram și eu mai tânăr, și surorile veneau și spunea, uite ce a zis profesor, că o să scape de tine, vrea să te mute. Până când, și că, fii atent, că uite, mi-a spus, gata, luni te mut acolo. Eu, auzând așa ceva de la surorile alea, în sfârșit, m-am dus, mi-am aranjat secția, era o clădire dezafectată, așa, masă de operații, era alături ITM-ul, întreprindere de aparatură medicală. Și m-am dus acolo, am cumpărat masa, am cumpărat instrumente, am cumpărat tot. Cu banii dumneavoastră? Cu banii mei. Și profesorul le-a spus... că ele veneau și îmi spuneau, uite ce a zis. Că vine în control și mă găsește în regulă, da. O să operezi tu acolo când o să zboară bivolii deasupra clădirii. Înțeles. Da. Și eu am spus, și în closet, dacă mă pun eu, tot bine o să operez. Și m-am dus acolo, mi-am pregătit, la a doua zi am început să operez. Când am văzut că operez, a rămas stupefiat. Eu am făcut o cerere la minister, la direcția sanitară și la direcția spitalului. Dom'le, nu se poate opera în clădirea aia. N-am grup de sânge, n-am ajutoare, eu încă cu un colaborator, atât. N-am nimic ce-mi trebuie, dacă un instrument cade pe jos, eu nu mă am la cine, n-am cum să-l sterilizez repede, și astea sunt operații de urgență. Și m-am dus la minister, m-au chemat toți și la direcția sanitară, zic, doamne, noi... cu Arsenie, nu putem, împotriva lui, știi că el e cu Ceaușescu, așa, și mi-au zis că nu. După 3 ani de zile, când am văzut că toți veneau și de la Comitetul Central veneau numai la mine să internau și să-i operez, ce am scris eu în cerere aia, a copiat și a trimis-o că nu poate opera acolo din cauza că nu are grup de sânge, nu are ajutoare, nu are... Eu îl aduc înapoi și îi dau 3-4 la etajul 2, 2 la... Să mă desfințeze și ca șef de secție. Știți ce avantaj am avut când m-a dat acolo? Un extraordinar de mare avantaj mi-a dat. Eu trebuia singur să iau decizii, eu trebuia să operez, eu nu aveam niciun supraveghetor și eu trebuia să am rezultatele cele mai bune. Și toți veneau la mine. Așa că
cel mai mare bine, rău care l-a intuit când face, mi-a făcut cel mai mare bine. Și, și cererea mea a dus-o la minister, la direcția sanitară, la direcția spitalului. Și a zis că, uite, Dănăil nu poate să opereze deci acolo, nu știu ce. Dar eu operasem pe, între timp, fata primului ministru. Și aia a auzit că Arsenie vrea să mă mute înapoi din clădirea aia acolo și s-a dus la ministrul sănătății și a vorbit și că, doamne, vezi, nu îi permite, că el se descurcă foarte bine acolo, are tot ce-i trebuie, nu știu ce. Și când Arsenie s-a dus acolo, a zis că nu, rămâne acolo de la el unde e. Avea dispoziții de la primul ministru, da. Da. Eu, da. Ce trebuie să știe telespectatorul? Că dumneavoastră și acum operați. La vârsta de 84 de ani, dumneavoastră și acum efectuați operații. Da. Bun. Mai mult decât atât, aș vrea totuși să vă întreb. Cea mai mare satisfacție a dumneavoastră ca medic, și aici am în vedere operații, am în vedere, exact cum a spus dumneavoastră, ce ați făcut în America și venind înapoi, ați avut satisfacția de a reduce mortalitatea de la 51% la 45%. Eu știu, ați primit vreun titlu științific, vreun, știu eu, o diplomă, ați fost cetățean de onoare. Care a fost, sunteți cetățean de onoare a trei mari orașe. Da, da. Care este cea mai mare satisfacție totuși a noastră, dacă ați putea numi una din ele? Și a doua întrebare... Poate ajuta oamenii și a scăzut mortalitatea. Eu, pentru mine, asta e cea mai mare satisfacție. Și publicațiile care le-am făcut, două cărți din neurochirurgie, să ceară din America, doi care nu îi cunoști, unul din Chicago și unul din Boston, să le scrie la cărțile lor de neurochirurgie, că ei au publicat două cărți, le am și le, câte un capitol au apărut deja. E o mare satisfacție, totuși. Am lucrări, cercetări publicate, cercetări fundamentale, publicate la fel în străinătate și mă citează și acum două luni a apărut un articol la unor sarbanți din America care mă citează pe mine cu apoptoza, nu cu neurochirurg, o lucrare de cercetare fundamentală. Adică am făcut și cercetare. Dar ca să fac cercetare cu banii din buzunar, m-am ruinat din punct de vedere material, nu am vândut și apartamentul, am vândut tot, nu mai am nimic, fiindcă statul nostru, eu nu i-acuz pe nimeni, este o țară săracă, n-au bani să plătească pe toată lumea, dar eu, dacă vrei să faci ceva, poți să faci, dar cu sacrificii foarte mari. Și am făcut. Da, după ce eu pentru România, care mi-au luat interviuri câteodată la ziar. Dumneata, ai făcut mult pentru România, dar România ce a făcut pentru da, dumneavoastră? Da. Și eu am răspuns pentru un singur cuvânt, nimic. Da, după ce v-ați întors din Statele Unite ale Americii și ați reușit să transpuneți în practică ce ați aprofundat acolo în ceea ce privește scăderea mortalității la neurochirurgie, meritele v-au fost dumneavoastră recunoscute sau altuia, în speță domnul profesor Arsenie? Adică v-ați simțit dumneavoastră că meritele vi se recunosc? Mai puțin. Dar totuși, lumea mă recunoaște. Și mi-a recunoscut și tot timpul, eu când merg pe stradă, parcă tot București mă cunoaște, sau dacă mă duc undeva, mă duc la cec, mă duc la, la o bancă, mă duc să plătesc un impozit, mă duc, domnul profesor, doamnă, toată lumea mă cunoaște și eu m-am dus la, s-a deschis un mega imaj, că mă duc și eu, cumpăr mâncare, că dacă sunt singur, mă duc casieră, domnul profesor, cum să nu, peste tot mă cunosc oamenii și da, fiindcă i-am ajutat și asta, mă bucur. E o mare satisfacție pentru noi să da, vedeți în ochii lor da, numai și numai cum să spun, blândețe și recunoștință față de ce ați făcut dumneavoastră pentru țară. Aceasta e o mare recunoștință. Da, da. Dintre operațiile pe care le-ați efectuat, care vi s-a părut cea mai complicată și care a fost cea mai ciudată reacție a unui pacient după ce l-ați operat? La o emisiune m-a întrebat odată, domnule, când ai operat ultima dată? Vă răspund și dumneavoastră. Acum 7 ore am operat ultimul pacient. Astăzi am operat.
Da, și înainte v-am dat telefon, adică când mi-a dat telefon, de-abia venisem de la spital, eram obosit, am vrut să mănânc ceva și totuși am zis că trebuie să vin așa. Satisfacții din punct de vedere toți bolnave, dar au fost bolnavi care erau în stare, țin minte, o bolnavă în stare de comă, s-a internat. Eu când făceam vizită cu colaboratorii mei, mi-a zis, domnule, s-a internat bolnava asta, dar e moartă, nu mai... nu mai sunt șase de spate, da. Eu m-am dus la ea, am văzut că mai respiră, nu știu, a avut o tumoră de fosă posterioară și a spus, o ducem imediat în sala de operație, oprim vizita și... Bolnava s-a făcut bine după aia, dar doamna respectivă a fost foarte recunoscătoare, a intervenit la Ministerul Sănătății și mi-a dat niște aparaturi și niște aparate care și acum lucrez cu ele, lucrez la Ministerul de Finanțe și a transferat niște fonduri de la Ministerul la Ministerul Sănătății. Și eu îi mulțumesc foarte mult și a rămas și ea foarte impresionată și toți colegii și în sfârșit. Da. Și că acum revenim... De fapt, la subiectul politică, v-aș întreba ce v-a determinat să intrați în politică la vârsta de 83 de ani, probabil vorbim de anul 2016, pentru că atunci a avut loc și campania electorală, deci vorbim de un an și ceva în urmă. Apoi, ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii și vă rog să le explicați faptul că domnul academician Leon Dănăilă face excepție de la acest principiu al votului așa cum dictează liderul de grup sau președintele de partid. Pentru că, și o să vă povestească dânsul, e o poveste deosebită care trebuie reținută de oricine face parte din clasa politică, prin aceea că votul dânsului a avut în vedere decât interesul național, în niciun caz interesul de grup al partidului, a fost catalogat într-un anume mod, dar el a gândit că prin votul pe care îl dă pro, va obține ceva tot pentru ca pacienții să aibă de câștigat în ceea ce privește șansele de supraviețuire. Vă rog, domnule academician. Nu o să discut prea mult, nu vreau să comentez subiectul ăsta prea mult, e prea recent și... Vă rog. Dar scopul meu intrării în politică a fost... Fiindcă politica este implicată în toate domeniile, astfel că dacă nu ai niște legături politice, nu poți să aprovizionezi spitalul, nu secția... Deci în scopul de a obține anumite echipamente... Pentru bolnav, pentru bolnav, nu asta pentru mine trebuie. Personal, exact. N-am făcut nimic, nu vreau nicio avere, nu... Nici n-am făcut și nici nu vreau în continuare. Dar pentru bolnav vreau să fac ceva. Și fac. Și ministrul, domnul ministru al Sănătății, care bine că nu l-a schimbat, e foarte bun. Eu am criticat această metodă de a schimba ministrul Sănătății. Eu mă refer la specialitatea mea. De a schimba ministrul Sănătății după câteva luni sau de a-i aduce anumite... injurii sau... Acuze nefondate, până la urmă, ceea ce n-au îndeplinit. După câteva luni, după o lună, două, deja... Exact. Domnule, sistemul ăsta sanitar, eu îl cunosc de 50 și aproape de 60 de ani și tot așa a fost. Ministrul Sănătății, dacă vine într-o lună, două, în câteva luni de zile, nu poate să facă. Să aveți răbdare, lăsați-l măcar 4 ani de zile să facă ceva, niște planuri, niște... Da. Eu am fost împotriva acestei tehnici de a schimba pe Ministrul Sănătății foarte curând sau în general la Ministerul Sănătății mai puțin de un an de zile au stat Ministrii Sănătății până acum după Revoluție. Așa că e o mare greșeală și mie mi-a părut bine că a rămas în continuare. Înainte de 1989 Ministrii Sănătății care bineînțeles că stăteau o perioadă mai lungă de timp la conducerea Ministerului erau mai performanți datorită acestui aspect, aveau timp să cunoască toate problemele pe care le întâmpină sistemul național de sănătate, în timp ce acum orice ministru vrea să vină, în orice domeniu, nu vorbesc numai de Ministerul Sănătății, vrea să vină cu idei noi, să schimbe ceva și în legislație, și în modul de gândire și nu există posibilitatea de a aduce îmbunătățiri și aici vorbim în special de sănătate și învățământ. De 27 de ani discutăm numai despre deficiențele pe care le avem în învățământ și sănătate, că sistemul de sănătate e bolnav și așa mai departe. Considerați că
aveți o experiență, asta știu în mod evident. Ce credeți că ar trebui făcut în România pentru ca sistemul de sănătate să se ridice pe o altă scară valorică, iar medicii, în ciuda faptului că le dublăm salariile, le triplăm sau le facem 100% peste, să rămână în România, să nu plece în străinătate? Dumneavoastră care ați rămas fidel statului român, fidel pacienților pe care i-ați operat și i-ați cunoscut și vă cunosc și pe stradă, vă salută și vă apreciază și nu există, cred că, niciunul care are ceva a vă reproșa și totuși sunt oameni care pentru bani pleacă în altă parte. E foarte adevărat că la o anumită vârstă ai nevoie și de mijloace materiale. Dar ar putea să vă ia drept exemplu medicii din România pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru această țară? Da, cred. Și mai ales că țara că nu va da nimic. E bine să pleci în străinătate. Eu am fost în America, Belgia, am fost în Franța, am fost în Anglia, am fost în Germania, la specialități, în sala de operație, am fost în Italia, am fost într-o mulțime de țări. Da, tot timpul cu gândul de a mă întoarce. Să văd și cum e, fac neurochirurgie la Moscova. La fiecare m-am dus în sala de operație. Pe mine îi rugam, eu vreau în sala de operație. Am avut și bursă. Că eram, în sfârșit, la vremea respectivă, eram șeful din Ministerul Sănătății, șeful neurochirurgiei, șeful de la Comisia Medicală, șeful de la Juridică, eram peste tot, eram în sfârșit, aveam titluri și mă duceam toate bursurile care veneam, eu, drept să spun, mă duceam eu să văd, da, și am fost în toate țările și știu, există și medici buni, există și mediocri, există și medici mai puțin buni și în toate țările am văzut. Așa că, da, chirurgia este o ramură care, a căror rezultate depinde de manualitate și de talent, de persoana respectivă, de precizie. Da, trebuie să ai har, trebuie să ai simț estetic, trebuie să ai, să spun așa, ochi de vultur, inimă de leu și mâini de femeie. Trebuie să ai niște calități deosebite, să știți, nu? Dar eu, din acest punct de vedere, făcând și facultatea de psihologie, împreună cu profesorul Golo, am propus un test. Pentru cei care vor să facă chirurgie, să li se aplice un test cum se aplică la auto, fiindcă e viața unui om în joc. La auto se dă test psihologic și la cei care vor să facă chirurgie nu li se dă test. Să li se dea o test. Am făcut testul respectiv, l-am dat să-l publice și am refuzat să-l publice. Erau niște medici la revista de chirurgie care, în sfârșit, le-am găsit lăudând o operație extraordinară care era șeful revistei. Am văzut în ziar o operație reușită, extraordinară, de apendicită. Și atunci m-am lămurit, da, cine era șef. În cei peste 60 de ani de activitate, în domeniul medicinei, bineînțeles, aveți ceva a vă reproșa, domnul academician? Vreau? Aveți ceva a vă reproșa? Ceva ce aș fi vrut să faceți și n-ați realizat? Nu, tot ce mi-am pus în minte, am realizat, n-am avut posibilități materiale mai mari ca să pot face și cercetare, fiindcă trebuie să faci și activitate didactică, am fost și profesor la psihologie și profesor la neurochirurgie, trebuie să fii, am fost și directorul spitalului, cel mai mare spital din România în 64 sau 65, pe tot spitalul Obreja, care e acum, am avut și activitate deci, de conducere, activitate de cercetare, activitate publicistică, trebuie să fii foarte complex ca să intri, să fii membru al Academiei Române, Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință din România și încă vreo 5 academii din străinătate. Așa că, ca să ajungi așa ceva, trebuie să te implici în multe probleme și să ai răbdare. Și sunt totuși oameni care probabil că vă întreabă de ce v-ați implicat în politică. Ce le răspundeți? L-am implicat în politică, fiindcă am amintit așa, fiindcă politica este infiltrată peste tot și fără politică nu poți să faci nimic într-un domeniu de activitate. E un domeniu meu de sănătate. Am vrut să fac și vreau să fac în continuare, dacă se poate ceva.
pentru asta. Veți putea face politica este o știință, este o știință foarte grea. Și ca să faci, să spui că ești un politic, este, trebuie să ai o experiență de ani și ani de zile. Este și asta o știință aparte. Eu nu mă consider ca om politic, dar deocamdată învăț un lider, ce nu trebuie să fac. Aveți un lider politic pe care să-l apreciați în cei 27 de ani în România, nu momentan. Un lider politic care dumneavoastră îl considerați într-adevăr o personalitate în domeniul politic. Da, sunt. Sunt mai mulți. Deci dacă nu puteți să-mi dați un exemplu, nu e niciun fel de problemă. Nu vreau să... Acum că ne apropiem de finalul emisiunii, v-aș ruga să vă adresați telespectatorilor, cetățenilor României și să le spuneți, să le explicați dacă puteți, dacă timpul ne permite, ce ar trebui să facă ei pentru sănătatea morală, pentru sănătatea fizică a lor și pentru o speranță de mai bine, mai ales că aceste gânduri vin de la un cetățean român care nu i-a trădat niciodată, care toate mijloacele materiale, inclusiv un imobil, le-a stabilit și le-a folosit pentru a face ceva tot în sprijinul și pentru interesul cetățenilor pe care i-ați ajutat și veți ajuta în continuare de această dată pe două paliere. Cel de medic și cel de senator în Parlamentul României. Vă rog. Trebuie, în sfârșit, să fie atent la activitățile pe care le face. Trebuie să facă, în primul rând, muncă fizică. Trebuie exerciții, cel puțin 30 de minute pe zi de activitate fizică, e obligatorie. Trebuie să consumi apă, nu sucuri, nu băuturi, nu nimic, cel puțin în legătură cu vârsta. Cifra de 2 litri pusă pe televizor este foarte estimativă. Nu știu, eu n-am găsit-o trecută în niciun tratat de medicină sau nicio lucrare. Este o cifră care depinde de vârsta individului, depinde de bolile care suferă, depinde de sănătate și, în sfârșit, de alte condiții. Deci, dar, în general, este bine să consumi apă, nu alte lichide, nu ceai, nu cafea, nu bere, nu alte. Fiindcă apa metabolizează, ajută la metabolizarea tuturor substanțelor. Trebuie să mănânci foarte variat. Nu este bine să mănânci numai verzături, cum arată la unii, să mănânci... Să fii vegetarian. Trebuie foarte variat să mănânci, că dacă mănânci numai ce se arată, legume și fructe, nu este bine stomacul nostru. Noi suntem omnivori și nu putem să supraviețuim cu așa ceva. Sau dacă ține un astfel de regim, ulterior mănâncă mai mult, se îngrașă mai mult decât ar fi duce un regim de slăbire. Se spune că popoarele erbivore sunt făcute pentru a fi cucerite și măcelărite de către cei carnivori. Carnea este bună și trebuie mâncată, dar și ea cu anumite limite, cu anumite măsură. Deci, în regimul variat. Da. Mulțumesc domnului academician, profesor universitar, doctor, senator Leon Dănăilă pentru prezența în emisiune. Îi dorim încă o dată, din tot sufletul, la mulți ani, sănătate. Mulțumesc. Să ne revedem curând în cadrul emisiunilor pe care le vom mai avea și în care îl vom invita cu drag. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru cetățenii României, pentru tot ce a făcut și face în continuare pentru ei. Vă doresc o seară frumoasă. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Bună seara. Încă o dată mulțumesc, domnule profesor, și la mulți ani. Mulțumesc foarte mult, da.